Așa, bună ziua, și toată lumea și încacă armele pe aici. Așa, what? Așa, ok. Bună ziua. Suntem aici, jucăm iarăși o tură de Counter-Strike. Da, toată lumea, da. Counter-Strike e cel mai cunoscut joc de împușcători. De aici, adică de aici, de peste tot. Haideți, haideți băieți, haideți la cumpărături. Ăștia se bat, zici că se bat pe... Probabil toată lumea m-o... Da, nici nu vreau să știu de ce a murit ăla. Bine că l-avea mitralieră, n-o și-o prins Black Friday și de aia. E reducere la scutice. Foarte bine, bravo lui. Vai, dar ce kill i-o dat. Acum noi am murit, mă rog, hai. Hai să nu uităm la ăștia cum joacă, perfect. A, stai că mă trage. Așa nu contează. Cât e ceasul? Bine că o câștiga country, no. Deci, aici dacă vrei să mergi ești mort, deci într-acolo dacă vrei să mergi ești mort. Așa, așa că dacă mergi pe aici mai supraviețuiești o leacă. Înțelegi? Da. Asta este ideea. Bine, și pe aici vin mai mulți, dar totuși mai mulți vin pe acolo. Dacă vine cine? M-a speriat. A trebuit să trag. Piu. Am auzit piu. What the hell? Ce s-a întâmplat? Ce se încarcă? Ok, cred că s-a schimbat hard, hai. Nu. Nu. M-a băgat de ăsta Counter. Nu pot să cred că m-a băgat Counter. Nu-mi place să fiu Counter. Și nici harta asta nu-mi place. Ok, deci dacă... N-am cum să trec pe aici. Am mai rămas. S-a aud împușcător, așa că la revedere. Și cineva m-a împușcat. Ăsta cine-i? Ăsta-i Counter. Sau terorist. Nu pot să-mi dau seama. Aprinde-ți fă becurile. Da, e de-a meu. Demon de s-amorsează fă bomba, că dacă nu te om. Bine că am câștigat, am Counter terorist. Game restart and HTF. În HF. Hai să explorăm harta asta pentru că noi nu știm. Adică, mă rog, eu nu știu, voi probabil o știți. Coborăm niște scări foarte frumoase, aici direct în Becky dăm, că nu-mi plac neonele. Coborăm alte scări. What? Cade din tavan? Nu, nici nu vreau să știu. Urcăm pacii pentru că pe acolo nu putem. Mă încântă ideea că trebuie să ne plimbăm pe... Trebuie să ne plimbăm pe aici. Cine împușcă pe aici? Aia o bombă? Nu știu harta, ajutați-mă să înțeleg ce trebuie să fac. Aud împușcător, nici nu mă interesează cine e pe aici. Știi cum? Cine m-a împușcat? Cred că a explodat bomba. Urăsc chestia asta. Poate prin pe aici vreo armă? Nimic? Idiotule, vino cu noi la luptă! Idiotule. Las că-i spun eu lui maică ta ce faci, las că spun. Aia, deci acum vii că te ameninți cu maică ta, da, acum vii, a?
Te ține minte. Și acum direct săritură și bagă în gură. Nici nu-mi pasă cine-i paci și ce trebuie să faci. Am 59 viață. Ok, ne plimbăm pe acela, like a boss. Mă așteptam să-mi iau o armă de la ăla, nu. Pășește și tu mai silențios, că te audă ăștia. Așa. Filmez, Dantinuța. Așa. O armă ceva de aici, nu? Nimic? Așa! Cine vine, am o armă! Cine vrea glanțe în gură? Acum le dau. Gratis, Black Friday. La revedere, am plecat, am auzit glanțe. Nu vreau să mor! Am o armă și nu vreau să mor. Așa că dacă cineva îndrăznește să mă omoare... Am crezut că e o bombă acolo. Nici nu îndrăznesc să mă gândesc că e o bombă pe aici. Normal că am murit și că sângele meu se plimbă pe tavan. Și că am pierdut arma mea preferată. Și aici am un cuțit foarte frumos de bucătărie. Cu care tăiem pereți. Și ne place când tăiem pereți. Stai. Vedeți? Și direct arma asta, care dacă nu mă înșel este un machine gun. Dar probabil mă înșel. Mă duc cu acest om pentru că din câte văd eu știe ce face. Bine, eu nu știu ce fac. Spunea că cam noob, nu știu cum să vă zic, la acest joc. Așa. Foarte bine. Pot să fac chestia asta. Cred că i-am stricat cu totul planul. Da, mă rog. Vai, ce ne-a luat ăla? Albuștelul. Ne-a luat albuștelul. Hai să vedem ce fac ăștia. A direct omorât, ok? Ăsta stă pe aici, ăia au plantat foarte frumos bomba, ăia îs grădinari de bombe. Deci nu știu cum ăia pot să planteze bombele. Și acum... Cred că noi... Bine că ăla au văzut bomba acolo, dar să nu, Doamne ferește, să o dezamorseze, că nu-i trebuie. Că nu-i trebuie. Și direct săritură pe scară. Hai, nu mi-a ieșit, nu sunt parcurist. Hai, am lanterna prinsă, nu-mi trebuie. Close your gură. Așa, eu mă duc așa single. Sunt oarecum o leacă sim. Așa, nu. Așa, am luat o mitralieră și după aia am pierdut. Ce frumos! Este povestea mea de viață. Ok, până găsesc eu un alt server mai bun în care eu măcar să am o șansă să omor pe cineva, ne întâlnim data viitoare cu un alt episod de Counter-Strike. La revedere!